Bună ziua tuturor! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră la acest festival al fanfarelor. Sunt redactor la Radio Vocea Speranței de câțiva ani, însă vreau să vă spun că Radio Vocea Speranței Timișoara este primul radio creștin care emite în zona aceasta de vest. Radio Vocea Speranței poate fi ascultat pe 89,7 FM în fiecare seară de la 21 la 23. De asemenea și pe internet la adresa www.rvstm.ro. Unele emisiuni sunt descărcate și pe site-ul cunoscut de resurse creștine intercer.net sau .org. În acest timp, Radio Vocea Speranței s-a extins și împreună, așa cum există un jingle la noi la radio, împreună cu ceea ce se aude, cuvintele, imaginea aduce mult frumos și un plus de bine și de speranță celor care sunt alături de noi. Așadar, puteți urmări cu multă bucurie și veți fi fericiți urmărind emisiunile Speranței TV. Dorim tuturor să aveți parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, să avem parte de soare și de muzică de calitate. O zi bună tuturor! Aici, pe scenă, puteți vedea fanfarele reunite din zona Banat-Crișana, ale Bisericii Adventiste. Ele vor interpreta fiecare câte două piese și prima este fanfara din Apateu, județul Arad. Și îl invit pe Daniel să ne prezinte un scurt istoric al lor. Începutul fanfarei din Apateu poate fi găsit în anul 1969, când membrii fanfarei au început să-și cumpere instrumente. În anul 1970, 14-15 persoane au început, propriu-zis, acest grup de alămuri sub bagheta dirijorului Șopț. Apoi, Rus Petru a preluat fanfara de la Apateu. În 1974, pentru un an de zile, Purtan Ioan a fost la conducerea acestui grup de alămuri, iar din 1975, fanfara se afla sub îndrumarea lui Tăutan Viorel. Sub bagheta lui Tăutan Viorel au trecut trei generații de cântăreți de fanfară. În 1981, Blidar Radu a preluat această fanfară până când a plecat în Spania. Din 1996, fanfara este condusă de Rus Daniel, care a pregătit până în momentul de față alte două generații de fanfariști, nu fanfaroni. Să-i ascultăm!